Avem aici o cutie demontată de la un Volkswagen Golf 4. Se potrivește și la bora. Bun. Și avem probleme cu capacul de la cutie. Iată. Vedeți că el aici avea două balamale. Vedeți, una este spartă. Se poate vedea. Aici nu aveți ce să-i faceți. Dacă vă deranjează această balama, va trebui să schimbați capacul cu totul. Îl găsiți mai jos în descrierea videoului. Bun. Iar aici vedeți că mai are încă o problemă. Aici îi lipsește acest buton care vine prins aici. Vine aici, doar că nu mai stă cum trebuie. Vine prins. El a fost prins cu un șurub, se pare, ca să stea. Bun. Și aici, vedeți, are o parte, o prindere de aici e spartă, după cum se poate vedea. Nu mai există. Și va trebui să locuim acest buton. Și aceasta e cutia. Ea funcționează așa. Punem capacul bine prins aici. Iată. Și în momentul în care se apasă pe butonul de aici, deblocați pur și simplu capacul ca să se deschidă. Bun. Iată ce vă spuneam de balamale. Bun, acesta de jos merge, nu are nicio problemă. Bun. Sau găsiți cutiera cu totul, puteți găsi tot așa în descrierea videoului ca să o cumpărați cu totul. Bun. Haideți să vedem cum schimbăm acest buton de la capac. Avem aici kitul de reparație, adică butonul care se înlocuiește de la capacul cotierei. Bun, haideți să-l desfacem să vedem ce conține. Acest capac, acest buton îl găsiți și mai jos în descrierea videoului. Bun, avem capacul care vedeți că are cele două prinderi. Vedeți aici. Bun, și mai avem și se pare că acest buton ne dă două arculețe. Iată-le. Bun, care se pot monta pe capac. Iată, se montează în partea asta aici. Acesta și punem și pe celălalt. Bun, montăm și apoi pur și simplu, haideți să vedem cum se montează pe capac și în poziția aceasta cu arcurile în jos îl montăm pe cutieră. Pur și simplu presăm în interior cu grijă să nu spargem prinderile. Și iată că funcționează cum trebuie, se pot vedea și arcurile. Iată. Bun, și apoi îl putem monta pe cotieră să vedem dacă funcționează cum trebuie. Montăm așa și apoi îl deschidem.